Mă simt foarte bine. Cred că ați exagerat cu boala mea. Fostul președinte Traian Băsescu a povestit ce i s-a întâmplat. După ospitalizare de 7 zile la Spitalul Militar din București, a fost internat la Bruxelles din cauza unei pneumonii netratate la timp. Reîntors în țară după convalescență, Băsescu e în căutarea unui apartament de 3 camere care să fie mai puțin costisitor, pe care ori îl cumpără, ori îl închiriază. Ar trebui să nu fie izolat de lume, că suntem oameni de 70 de ani. Să avem magazine în apropiere, o piață, o stație de metrou. Traian Băsescu are 60 de zile să elibereze vila de protocol. Între timp, caută împreună cu avocații o cale de atac la CEDO și Curtea Constituțională față de decizia de a-i fi luate drepturile de fost președinte, casa, mașina și garda de corp. El a făcut un comentariu și cu privire la decizia de colaborator al securității. Orice document care este scris de mine în arhivele CNSA sau oriunde ar fi, mi-l asum dacă e scrisul meu. Dacă e scrisul altora, să facă ce vor cu el. Sunt convins că nu există nicio frază care să implice declarații politice sau atitudini politice. Băsescu spune că nu demisionează din Parlamentul European, deoarece anunțul CNSAS era public atunci când a candidat. Pe 23 martie, judecătorii Curții Supreme au respins acțiunea lui Traian Băsescu împotriva deciziei Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, care l-a declarat colaborator al fostei securități.